Comisia Parlamentară a Socialiștilor a elaborat proiectul de moțiune de cenzură asupra activității Guvernului Filip și acest proiect are la moment 24 de semnături de deputați. Vreau să menționez că pentru acest proiect anterior s-au expus public deputații fracțiunii comuniștilor și deputații fracțiunii liberal-democrate. Mai mult ca atât, din partea acestor două fracțiuni a venit propuneri de îmbunătățire, redactare acestei moțiuni și vreau să spun că toate propunerile colegilor din Parlament au fost introduse în proiectul final. Astăzi am văzut că nicio fracțiune, nici a doua, nici comuniștii, nici liberal-democrații nu au dorit să susțină această moțiune. Pentru noi este stranie această abordare și chiar vrem să vedem dacă mai sunt deputați de opoziție în acest Parlament, în afară de socialiști. Vedem până mâine cine i-au speriat, americanii sau oligarhii de la guvernare, că ei n-au vrut să semneze această moțiune. Dacă până mâine această moțiune nu va fi susținută, atunci noi vom constata că nu mai sunt deputați de opoziție în acest Parlament și noi vom veni cu altă inițiativă, însă vă promitem, stimați cetățeni, că în fiecare săptămână membrii Guvernului vor veni la raport în plenul Parlamentului. Astfel încât toată componența Guvernului, până la sfârșitul acestei sesiuni, va veni cu un raport de activitate pe sectorul, domeniul de care este responsabil. De aceea rugăm încă o dată, venim cu propunerea către deputații care se consideră deputați de opoziție, ca să semnăm această moțiune pentru ca mâine să fie înregistrată în plenul Parlamentului.